Administrația publică locală din orașul Găiești a inaugurat o nouă investiție finalizată pentru anul 2024 din lista majoră cu lucrări stabilită încă de la începutul acestui an. Beneficiare de data aceasta sunt familiile cu copii mici. Creșa Găiești a devenit cea mai mare din județ, cu număr de 120 de locuri, dublu față de cele care existau înaintea investițiilor realizate de primărie. Acum 4 luni de zile mi-amintesc că într-o zi foarte călduroasă de iulie am avut o întâlnire cu mămicile copiilor care sunt la această creșă. Atunci creșa a funcționat cu 60 de locuri și am făcut o promisiune. Am reușit că într-un timp record, spun eu, de 4 luni de zile, să dăm folosință practic o nouă creșă, de la 60 la 120 de locuri, și astăzi toți copiii din orașul Găiești și din, să spun așa, comune limitrofe au un loc asigurat în această creșă. Condițiile sunt excepționale. O să și vizitați, o să vedeți, sunt materiale de foarte bună calitate. Constructorul este unul puternic, care a demonstrat iară că în momentul în care se demobilizează, ceea ce spune realizează, și este, spun eu, a nu știu câta investiție în educația găieșteană, pentru că știți foarte bine, anul trecut, în 4 luni de zile, am reabilitat și modernizat școala Șerban Cioculescu, care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Am reușit școala Radu cel Mare să o modernizăm și să o extindem cu încă 25 de săli de clasă. În acest moment avem schelele la liceul Dr. Ceangelescu, un proiect de 2 milioane de euro prin PNRR și este realizat în proporție de vreo 70-75%. Deja am depus două proiecte pentru că ne gândim și pregătim viitorul la liceul liceul Iordache Golescu, un proiect în valoare de 4 milioane de euro și este în evaluare și cu siguranță în câteva luni de zile vom câștiga și acest proiect. Și vom construi la școala Șerban Cioculescu un nou corp de clădire cu 8 săli de clasă, cu sediu administrativ, cu laboratoare, astfel încât cu siguranță mi se va îndeplini visul acela ca toți copiii din orașul Găiești să învețe dimineața. Beneficiile sunt enorme. Știți foarte bine că avem foarte multe unități de învățământ în oraș, sunt 3 licee, 2 școli generale, 4 grădinițe, o creșă și o utilitate costă enorm. Trebuie să găsim soluții ale adecvate încât aceste costuri cu întreținerea unităților de învățământ să fie cât mai mici, pentru că în momentul în care toți copiii noștri vor învăța dimineața, obligat, automat, seara se va stinge lumina mai devreme, căldura se va reduce proporțional și costurile cu acești sume de bani care le economisim putem să le investim în altă parte. Dacă toți sunt aici și tot vorbim de investiții, vreau să dau o veste extraordinară, spun eu. Am spus totdeauna că prioritatea numărul 1 pentru mine și echipa mea este sănătatea și la Spitalul Orășenesc derulăm un proiect în valoare de 4 milioane de euro și nu vreau să folosesc cuvinte mari. Undeva în luna martie-aprilie, Spitalul Orășenesc Găiești va fi cel mai dotat și din punct de vedere al aparaturii medicale și din punct de vedere al condițiilor hoteliere, va fi cel mai dotat spital din județul Dâmbovița și va rivaliza cu siguranță cu multe spitale de top din țara noastră. Am început să aducem medici la spital și ca atare ne-am pregătit undeva în partea stângă. Vedeți că există un bloc cu 12 apartamente pe care îl vom da în folosință în maxim 2 luni de zile, pentru că ne dorim ca acești medici care vin în orașul nostru să și rămână, să-și întemeieze familia aici. Dacă vine un medic, să spune că este un bărbat, să facă tot posibilul, dacă soția este, să zicem că este un medic, să o aducă aici acasă, să-și întemeieze familie, pentru că în orașul Găiești la ora actuală avem creșă, avem grădiniță, avem bazin de not, avem săl de sport, avem terenul de fotbal în aer liber, 4 terenuri de fotbal, un teren de basket cu pistă de atletism. Deci vrem să vă spunem că e un oraș în plină dezvoltare și dacă toți sunt în cartierul Tineretului, privesc cu drag și observ că luna viitoare vom da în folosință încă 2 blocuri cu 24 de apartamente și 24 de familii din orașul nostru, cadou de Crăciun, vor primi o casă nouă. Trebuie să fie eforturi considerabile. Vreau să le mulțumesc colegilor mei consilieri ai Partidului Național Liberal, dedicați trup și suflet pentru mine orașului nostru, care îmi susțin toate proiectele. Sunt oameni care depun o activitate susținută pentru mine
bine comunității noastre și de ce nu să le mulțumesc și colegilor din primăria orașului Găiești, pentru că cu ei aceste proiecte am reușit să le implementez, că sunt foarte greu de implementat. Gândiți-vă că am reușit în acest mandat care l-am încheiat să atragem peste 26 de proiecte pe fonduri europene și guvernamentale în valoare de 42 de milioane de euro. Nu ne vom opri aici, continuăm. Avem deja pregătit un proiect care, vă spun, dacă bunul Dumnezeu ne ajută și cu siguranță ne ajută, că ne iubește și iubește acest oraș, va fi vorba de modernizarea Parcului Central, un proiect în valoare de 6 milioane de euro și va fi un proiect, cum să spun eu, de suflet, un proiect care la finalizare va arăta extraordinar și, cum să vă spun eu, trebuie să creăm condiții pentru tinerii, pentru persoanele vârstnice în orașul nostru să meargă unde să-și petreacă timpul în condiții deosebite. Mulțumesc tuturor cetățenilor noștri pentru sprijin. Mă folosesc de acest prilej să invit sâmbătă, începând cu ore 16, vom sărbători în avans Ziua Națională a României, având în vedere că duminică avem alegeri. La ore 16, la monumentul Eroului Necunoscut, va avea loc un tedeum și depunere de coroane de flori, după care deja a devenit tradițional parada cu torțe pe traseul Casa de Cultură, sensul giratoriu Parcul Central, unde vom aprinde un minunat foc de artificii. Sănătate multă tuturor și la mulți ani!